Noi vrem să investim în educație. Știu că sunt multe proiecte, multe fundații. Noi vrem să ne orientăm către performanța de vârf, tocmai pentru a crea niște modele demne de urmat în societate și care să fie ideal pentru tinerii care încep să-și construiască cunoștințe și o carieră. Avem nevoie de campioni naționali în științe și avem nevoie de promovarea voastră. Astfel încât toate lucrurile astea acumulate să ducă la o identitate a noastră și la o mândrie națională. În momentul în care vom fi întrebați în afară din ce țară suntem, să spunem din România și să nu ne fie teamă să fim asociați cu eu știu ce alte lucruri. Am ales acest program pentru că în România există o tradiție a performanței pentru loturile naționale de matematică, fizică și informatică și știm că performanță înseamnă pe de-o parte copii cu aptitudini speciale, dar mai înseamnă și profesori care să îi poată descoperi pe acești copii și să le cultive talentul pe care îl au. Această acțiune a fost prima dintr-o serie și urmărim ca pentru anii care vin să vă susținem mai mult, mai din timp, cu tot ceea ce aveți nevoie, am spus și mai devreme, din punct de vedere logistic și material, o să urmărim să ne implicăm cam în fiecare etapă de pregătire și de verificare până la urmă, la Olimpiadă. Mă bucur enorm când văd că companiile sunt despre educație și construim împreună un pod, că până acum școala a fost așa o zonă izolată. Am înțeles că trebuia să vorbim un pic aici și am pregătit un discurs când am venit în tramvai. Vrei să ți-l țin eu? Nu. Surprinde oarecum contrastul dintre valoare și non-valoare, chiar dacă ai făcut un pic mai în glumă. Educația trebuie să fie stingerea unei flăcări și nu umplerea unui gol. Aristotel. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii. Antoine de Saint-Exupéry. Încearcă să fii un om de valoare și nu un om de succes. Albert Einstein. Ucide. Metallica. Motivul pentru care căsnicile nu reușesc nu este lipsa iubirii, ci lipsa prieteniei. Friedrich Nietzsche. Prietenia nu este ceva ce înveți la școală, dar dacă nu ai învățat ce înseamnă prietenia, nu ai învățat de fapt nimic. Muhammad Ali. Ziceți-i lui Pasca ni se uită de campionat. Gigi Becali. Viața este ca mersul pe bicicletă. Trebuie să continui să te miști ca să nu cazi. Albert Einstein. Dacă marcam cu un gol mai mult decât adversarul, am fi câștigat. Tamaș. Mașinăria de voturi a PDL-ului a mers mai bine. Victor Ponta. Mulțumesc, Mac. Fundația are în plan să meargă și un pic în alte zone care vizează performanța în educație. Vrem să inițiem o serie de sesiuni de internship prin care pentru studenți cu rezultate speciale, astfel încât la finalizarea facultății să-și găsească niște locuri de muncă bune în companii mari și capacitățile lor să fie folosite și apreciate la maxim. Vrem să ne implicăm în dotarea anumitor unități de învățământ cu echipamentele de care am nevoie, astfel încât copiii de acolo să poată să facă performanță.